echipa de dimineață. Te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Ne apropiem, vedeți, cu pași repezi de finalul lunii august. A început să bată toamna la ușă. Dimineața avem 14 grade, astăzi aveam 14 grade. Noi însă aici la cafeaua de dimineață încercăm să ținem cafeaua fierbinte pe cât se poate, când dulce, când amară, dar suntem obligați să continuăm în același stil și ritm, pentru că ne dorim foarte mult ca toți candidații care au ceva de spus să vină și să-și prezinte programul. Să nu vă supărați, de multe ori sunt lucruri care se repetă, dar așa este într-o campanie electorală. Trebuie să-ți prezinți programul ca să fie înțeles și ascultat de cât mai multă lume. După discuția de ieri, astăzi, dacă a fost, să spunem așa, de dreapta, astăzi purtăm o discuție pe șichierul politic de centru stânga. Avem doi invitați de marcă din partea, să spunem așa, candidaturii venite pe mâna PSD-ului într-o alianță pentru Piatra Neamț, domnul Răzvan Cuc. Bună ziua, bine ați venit! Bună dimineața, mă bucur nespus de mult să revin aici la cafea de dimineață. Bună dimineața și celor care ne privesc. Vă facem un abonament cu reducere la cafea. Alături de domnia sa, Constantin Iacoban, un personaj foarte cunoscut în Piatra Neamț, om care a trecut prin aproape toate demnitățile care puteau să existe în plan administrativ și politic. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Domnilor, cafea de dimineață. Domnul Răzvan Cuc, ce ați mai făcut în ultima perioadă, înainte de a intra în discuțiile serioase, cum merge întâlnirea noastră cu pietrenii? Să știți că aceasta este metoda, cred că cea mai bună, care nu trebuie aplicată doar în campanie electorală, ci trebuie aplicată în permanență, pentru că informațiile reale, problemele reale, și aș spune, care se pot rezolva într-un timp relativ scurt, le afli mergând și vorbind și comunicând cu oamenii. Și iată că astfel se deprind câteva probleme destul de stringente vis-a-vis de apă, de prețul la apă, vis-a-vis de modernizarea sistemului de canalizare, modernizarea sistemului de apă, prețurile practicate de operatorul de salubritate de gunoi, serviciile pe care le oferă acesta, lucru care eu cred că ar fi trebuit actuala administrație să încerce să găsească soluții, pentru că se pot găsi soluții. Cât timp lucrezi în echipă și vrei să rezolvi problemele, se pot găsi soluții. De obicei, când apar dispute politice, ceea ce s-a întâmplat în anumite domenii, din păcate, și vorbesc disputele politice, din păcate, au venit din partea administrației locale, nu din partea altor persoane, au de suferit cetățenii. Asta îmi spun foarte mult pietrenii și își doresc foarte mult de această dată să fie o unitate între toate structurile care conduc și județul, și municipiul, și companiile subordonate, astfel încât să se poată veni cu niște soluții concrete și am să le dezvolt pe parcursul emisiunii. Dar, repet, cheia succesului, și nu vorbesc cheia succesului neapărat în politică sau într-o campanie electorală, cheia succesului ca să ții cetățenii mulțumiți, satisfăcuți cu un standard de viață ridicat, este să comunici. Este primul lucru pe care trebuie să faci, să ai deschidere. Pentru că de foarte multe ori vedem că, cum vorbeam și noi înainte să înceapă emisiunea, toți politicienii se înghesuie în perioada de campanie, la televizor, în ziare, în presă, toți vin cu proiecte și după aceea, din păcate, dispar. După ce s-a terminat campania, exact, se închidă într-un turn de filde și nu mai ies de acolo, stau acolo și au impresia că le știu pe toate. Nu. Eu am spus lucrul ăsta și domnul președinte Arsene l-a menționat. Dacă mă va ajuta Dumnezeu și pietrenii mă vor susține și merge primar, a doua zi când voi păși în primărie, suflecăm mânecile la cămașe, ne apucăm de treabă, mergem în cartiere și încercăm să rezolvăm cât mai mult din problemele oamenilor,
care au o modalitate de a fi soluționate rapid. Mi se pare inadmisibil să-mi spună oamenii, am dat telefon la primărie să ne pună și nouă gard în fața blocului. Păi, mă scuz asta. Nu cred că primăria face altceva decât să se ocupe de iluminat, să pună gard, să pună băncuțe. Că nu trebuie să dai telefon pentru așa ceva. Astea lucrurile trebuie să se întâmple natural prin modul în care își desfășoară activitatea companiile din subordinea primăriei. Nu trebuie să te programezi. De asta vă spun că sunt anumite lucruri care eu cred că trebuie să înceteze și trebuie să ne uităm cu adevărat spre proiectele mari. Cred că lucrurile astea care țin de divertisment, de buna dispoziție a oamenilor, bănci, parcuri, oamenii cer parcuri, cu părinții cer parcuri, locuri de joacă pentru copii special amenajate, un lucru care trebuie la fel rezolvat cu o celeritate și cu o rapiditate extraordinar de mare. Toți mi-au spus la unison un lucru. Domnul Cuc, să știți că după campanie nu mai vine nimeni la noi. Nimeni. Și eu m-aș fi așteptat să aud că da, domnule, uite, primarul vine, viceprimarul vine, consilierii vin. Noi ați văzut că am deschis mai multe sedii în ultima perioadă în mai multe cartiere, și în Precista, și în Mărăței, și în Drămănești, tocmai pentru că acele sedii vor fi puncte unde consilierii locali își vor desfășura activitatea, vom stabili programul, vom face public, astfel încât oamenii să vină și să aducă toți problemele undeva, fie la sedii, fie în momentul când vom fi pe teren să ni le spună care sunt, dar tot timpul trebuie să existe un feedback și o comunicare foarte bună între prieteni și între cei care îi reprezintă în Consiliul Local și în primărie. Altfel vă spun, nu se vor rezolva multe dintre probleme. Sunt extrem, repet, de multe probleme care se pot rezolva simplu. Foarte, foarte simplu. Da, domnul Răzvan, o să să-l întreb pe domnul Iacoban ceva. Domnul Iacoban, v-ați retras o perioadă lungă de timp și acum, dintr-o dată, v-am văzut reapărând în viața publică, așa, în calitate de susținător al domnului Răzvan Cuc. Explicați-mi și mie și celor care se uită și vă cunosc, de ce dumneavoastră, un om care v-ați retras în partea de business acolo, ați reintrat în arenă? Și de ce Răzvan Cuc? Pentru că mi-aduc aminte că n-ați fost întotdeauna în relații foarte amicale, ca să spun așa, cu partidul pe care l-a propulsat pe domnul Răzvan Cuc. Deci vreau să explic un lucru. Nu era vorba de relații neamicale. A fost o perioadă când eu am considerat că e mai bine să stau deoparte. Ce s-a întâmplat? Deci la discuția care am avut cu domnul președinte Ionel Arsenie privind APASEL, așa, în una din discuțiile care le-am avut cu dumnealui, mi-a prezentat pe o masă, care o știți din cabinetul dumnealui, zeci și zeci și zeci de proiecte, mi-a arătat, uite, băi, neacostică, cum îmi zice domnul președinte, uite aici ce am finalizat, ce am făcut, aici sunt 350 de milioane de euro. Uite ce am de gând să fac. Era într-o lună când domnul Răzvan Cuc nu era nici doar în gândul unor oameni, nu era nominalizat. Nu. Și uite ce mă gândesc să fac și pentru oraș. Uite, dacă exista voință, eu puteam acum să avem deja centura conturată, niște lucruri făcute. Și mă gândesc să aduc pe cineva, poate pe Răzvan Cuc, fiindcă e un om care a ajutat foarte mult județul, a dat sute de milioane de euro pentru dezvoltarea județului, a sprijinit infrastructura județului și foarte important să realizăm lucrul ăsta și pentru municipiu. Discuțiile s-au aprofundat ulterior în timp și când a apărut candidatul domnul Răzvan Cuc, am avut niște discuții împreună și împreună cu domnul președinte, privind modul cum se poate acționa ca acest oraș să zbâcnească, să iasă un pic din cenușiu în care este. De ce este în cenușiu? Fiindcă dacă noi nu reușim să facem această infrastructură de transport, dacă nu reușim să venim cu niște obiective mari, care să creeze impact nu pentru, numai decât pentru Petreni, să creeze acest impact pentru cei din afara orașului nostru, să-i aducem din alte județe, să-i facem să circule prin Piatra Neamțului, să vină investitori dacă avem drum rapid, să vină turiști dacă avem o bază mare de agrement și tratament, să vină oameni de afaceri dacă avem parcul industrial. Dacă nu reușim să facem aceste obiective mari,
orașul va rămâne izolat și pe zi ce trece va scădea. Va cădea în ce privește interesul. Nu va mai rămâne tinerii în oraș, nu vor mai fi investitori în oraș, nu va veni lumea pe aici. Numai gândiți-vă acum, dacă era o glumă pentru alt oraș pe Facebook, că dacă ții o gumă de mestecat, nu trebuie să dai din dinți. Nici la noi nu trebuie să dai din dinți, fiindcă se amestecă singură, fiindcă toate drumurile sunt deniverate, străzile, fiindcă nu s-a mai turnat un asfalt de la o stradă cap-coadă, cum spunea domnul Răzvan Cuc, de ani și ani de zile în Piatra Neamț. Asta a fost principalul motiv, fiindcă m-a convins omul, pe care eu îl consider deosebit de potrivit și un om determinat, un om cu o pregătire foarte bună, care sus, acolo, la nivelul de administrație centrală, în calitate de ministru, a rezolvat multe probleme. Și eu am lucrat, domnul Bălănescu, cu centralele pe timpul tovarășului. Era la centrale la București, eu mergeam cam de 5 ori pe lună la București. Și dacă nu știai să aduci materie primă pentru laboratoarele și unitățile de alimentație publică ale cooperației, nu făceai nimic. Eu am plecat cu 3 laboratoare când eram în stagiu, am fost un privilegiat, eu am fost numit din stagiu șef de alimentație publică pe județ și când am venit Revoluția aveam 15. Încet, încet spune totul, vedeți? Și asta se făcea numai prin faptul că eu deschideam ușile acolo și eram acolo. Că lumea, dacă nu te vede, nu rezolvă nimic. Și m-a convins că pot să facă niște lucruri în orașul ăsta extraordinare. Pentru noi toți, pentru Petreni în primul rând. Plus de aceasta, de ce să nu recunosc că și eu am venit cu niște proiecte mai micuțe, e drept, dar am zis că sunt foarte multe lucruri, domnul ministru, de rezolvat în oraș. Iată parcarea care s-a distrus aici, trebuie să vedem ce facem, că va veni banda de transport rapid și trebuie să facem parcarea, a zis da, să vedem cum mall-ul acesta poate aduce în bazarul înapoi, într-o zonă cât de cât centrală, că oamenii aia sunt umiliți acolo, am fost împreună și am văzut și domnia sa cam ce, în ce hală i-am expediat undeva să scăpăm de ei, dar sunt niște oameni care își câștigă pâinea. Un alt proiect important care am zis, refacerea pieților Precista și Dărmănești, piețele acestea s-au degradat și distrus, s-a bătut un cui de când am plecat eu, fiindcă ele trebuiau adaptate obiectivele, ca și, să zic, și spitalul să luăm, ca și piețile. Trebuie să urmeze un curs al vieții și a pieții propriu-zise, economice. Nu mai poți să faci după 15 ani același lucru. Astea au fost câteva, pe scurt, ca să nu rețin foarte motivele mult. De care v-au... Aspectele care m-au făcut, m-au convins să intru în această echipă și vreau să spun că o susțin cu toată tăria. Este o echipă care va fi câștigătoare fără doar și poate. Domnul Ionel Arseniș nu se pune problema la nivelul la care a lucrat și a investit în județul Neamț. Eu cred că Piatra Neamțul va arăta la fel peste câțiva ani. Domnul Cuc, dacă, după acest dacă, laudat, eu ca să spun așa... Aș vrea să menționez câteva lucruri. De ce sunt recunoscător și mândru să am un coechipier de talia domnului președinte, fost președinte de Consiliul Județean Iacoban și un om care a trecut prin foarte multe demnități și funcții, pentru că, vedeți dumneavoastră, aportul de cunoștințe și aportul de proiect este unul colosal. Eu nu cred că o persoană, repet, un om, este deținătorul adevărului și știe să le facă pe toate. Un om fără o echipă nu poate conduce și nu poate dezvolta și nu poate construi nimic. Văd deseori că vin foarte mulți și zic, domne, eu fac, eu dreg, eu sunt... nu știu, cel mai bun și cel mai tare. Nu, este greșit. Trebuie să folosim experiența tuturor oamenilor care în viață au confirmat pe funcțiile pe care au fost și au lăsat ceva în urmă. Cum spunea și dânsul, că e bine că spune tot. Știți cum e? Trecutul ne reprezintă. Nu poți să vii și să spui oamenilor că vei face proiecte sau vei dezvolta un oraș în condițiile în care tu n-ai fost în stare să, cum spunea domnul președinte Arsenie, să bați un cui, să aduci un cui și să-l pui aici, să vadă omul că, bă, uite, asta am adus eu. De asta eu sunt foarte, foarte onorat că domnul Iacoban mă susține. Am văzut o deschidere foarte mare, inclusiv în calitatea dânsului de președinte al Consiliului de Administrație de la PASERV.
am văzut un mod nou de a lucra pe care vrea să-l imprime, am văzut că s-a deschis către public, a început să comunice, au început să explice, au început să vorbească. Ceea ce mie îmi denotă faptul că modul de a manageria, de a dezvolta, de a implementa proiectul al domnului Iacoban este un mod benefic, un mod propice și eu i-am și spus domniei sale că va fi unul dintre cei mai apropiați oameni, dacă va fi să câștigăm primăria, va fi unul dintre cei mai apropiați oameni care va lucra împreună cu mine la proiecte. Haideți să precizăm, domnul Iacoban nu este pe nicio listă în momentul acesta de consilieri. Spre deosebire de candidați, alți candidați care promiteau tuturor locuri eligibile și că îi pun pe liste și au mințit, eu cu oamenii sunt corect. Și așa am învățat că în viață trebuie să fii corect. Sunt oameni, într-adevăr, care sunt pe listă și știți foarte bine, știe toată lumea. Am și vorbit de ei în emisiunea trecută aici la dumneavoastră când am fost cu domnul președinte Arsene. Și sunt oameni care vor lucra în echipa mea. Voi avea o echipă de consilieri, administrator public, mai multe funcții. Iar pe acele funcții se va recăzi pe una din ele și domnul Iacoban, pentru că am nevoie de experiența dânsului, am nevoie de cunoștințele dânsului. Nu pot să repet să spun că eu la vârsta mea le știu pe toate. Dânsul este mai trecut prin viață și tot timpul am respectat oamenii care au trecut prin viață, au știut cum să treacă prin viață și au lăsat ceva în urmă. De asta am spus că va fi exact lângă mine, îl veți vedea tot timpul să ne ocupăm și să implementăm proiectele despre care facem vorbire la dumneavoastră în emisiune sau când ieșim pe stradă și vorbim cu oamenii. Spuneți-mi un pic... Cum reacționează, ați deschis acele puncte, în precis, Tămărăței, Dărmănești, cum reacționează oamenii în momentul în care treceți de subiectul acela al grijii cotidiene, deci băncuță, gard, curățenie, și le spuneți despre proiectele cele mari? Eu sunt foarte curios să văd cum reacționează, pentru că ce se întâmplă dacă te iei numai după comentarii și după ce este aici, e clar, la nivel de comentarii pe Facebook, sunt partizanii și dușmanii. Știți, așa e de obicei. Da. Omul simplu nu prea mai are loc să intre cu comentarii. Deci, în politică, ca să înțeleagă pietrenii onești și demni și cinstiți care vor să facă treabă, trebuie să înțeleagă un lucru. De obicei, campaniile electorale și mai ales campaniile pe mediul online, pe Facebook, sunt campanii în care toate partidele își iau câte o armată de postaci. Noi, de obicei, la PSD aici am fost tot timpul mai... n-am fost așa de activ, fiindcă noi am venit și am vorbit de proiecte. Noi n-am avut postași plătiți, conturi false și așa mai departe, cum au foarte mulți. Eu am văzut, ca să fac o paranteză, modul în care se comportă când fac o postare. Toți postacii care sunt, încep și fac comentarii. Că în capul lor ce spun? Dom'le, dacă comentăm negativ la o postare de-a lui Cuc, lumea poate se uită și va citi. Dacă îi mânjim panourile lui Cuc și punem zmoală sau tăiem... Deci, aici vă spun eu, nu numai ale dumneavoastră, dar... Nu, eu vă spun ca și principiu. Lumea va spune, ia uite că ce realizare am făcut. Să știți că oamenii văd lucrul ăsta și îl contestă. Oamenii nu sunt cum cred unii candidați că sunt și că îi pot manipula. Oamenii au învățat să tragă singur concluzii, să știe și să discearnă ce e bine și ce e rău. Eu cred că în piatra e nevoie de coeziune, de unitate, de echipă. Nu cred că e nevoie de dușmănie. Nu o să mă vedeți niciodată că voi ataca virulent contra candidați. Nu o să mă vedeți niciodată că am să jignesc contra candidați sau oameni care îmi scriu urât pe Facebook, cum au făcut alții. Și dacă îmi scrie, și dacă mă înjură, și dacă nu o să răspund într-un mod urât, pentru că nu este cazul. Îi las pe oameni să se exprime, cu atât mai mult cât 90% din conturile care scriu în jură sau vă scriu inclusiv dumneavoastră în timpul emisiunii pe laptop, sunt oameni care astea sunt plătiți să facă. Inclusiv ei au recunoscut. Eu am mai vorbit cu câțiva băieți care lucrează la alte partide pe sectorul de IT și îmi spuneau, știți că să nu vă supărați, dar ne-au plătit și trebuie să scriem de dumneavoastră să vă înjurăm. Eu nu am nicio problemă, înjurați-mă, eu nu o să vă răspund. Adică, din partea mea nu o să vezi niciodată o aversitate față de oameni sau o răutate. Îi las pe alții să facă asta prin comentarii. Că am văzut că o fac și acum. Au jignit în 2016 pe Petrenii,
Acum văd că din nou jignesc prietenii pe Facebook prin diferite mesaje că i-au tratat pe la nu știu ce clinici și așa mai departe. Nu ăsta este scopul și nu ăsta este modul în care ajungi să construiești. Ăsta e un scop distrugător din punctul meu de vedere. Vis-a-vis de ce îmi spuneați dumneavoastră cu oamenii, să știți că problemele oamenilor sunt de la niveluri mai mici și se duc către niveluri mai mari. Toți oamenii își doresc ca piatra să ajungă din nou pe la Moldovei prin infrastructură, prin turism, prin locuri de muncă și le vorbesc despre proiectele pe care le-am spus și la dumneavoastră și pe de altă parte vin și cu problemele lor cotidiene care din punctul meu de vedere sunt foarte, foarte importante. Vă dau un exemplu. Partea de colectare a gunoiului. Păi, vorbeam cu câțiva oameni care erau foarte, foarte dezamăgiți de faptul că prețul la gunoi a crescut de la 8 lei la 12 lei. Și că nu s-a făcut niciun fel de intervenție din partea administrației locale, măcar pentru acea explicație operatorului de gunoi care activează în piatra. Pentru că haideți să vedem un lucru. Ați văzut în toate cartierele că s-au instalat acele pubele. Care, mă rog, la unele merg pedalele, la altele nu merg pedalele. E foarte greu să ajungă oamenii în vârstă să pună gunoiul. Dar cu toate astea să știți că prietenii sunt disciplinați și colectează selectiv. Pun la fiecare pubelă, pun exact cum este inscripționat pe ea. Sticle, plasticul la plastic. Exact. Eu, dacă mă întrebați pe mine, aș fi pus ca și un amendament mic și o pubelă pentru materiale textile. Că de multe ori am văzut că sunt materiale textile, haine și așa aruncate pe jos. Pentru că nu au unde să le pună oameni. Adică când vrei să faci un proiect sau o investiție, fă-o ușor gândindu-te și la nevoile oamenilor, nu la doar ce spun trei consilieri din birou. Și ne uităm că deși colectează selectiv, când se adună gunoiul, când vine mașina, tot gunoiul se pune în acea mașină. Deci toată selecția care o fac oamenii, practic se duce pe apa sâmbetei în momentul când vine mașina să colecteze gunoiul. Ajunge mașina la groapa de gunoi, unde spune operatorul, domnule, a trebuit să mărim prețul că se selectează manual deșeurile. Păi nu-i vina poporului că se selectează manual deșeurile. Că poporul îți dă selectat de la când vii tu să colectezi. E, aici eu m-aș fi așteptat, dacă eram ca și cetățean, ca și locuitor în piatra care plătești 12 lei pe persoană, pe cap de locuitor, pentru gunoi, mă așteptam ca primarul să vină să stea un pic de vorbă, fără a aduce acuze sau ceva, decât o discuție cu operatorul care să-i spună, bă, dacă tu nu știi să-ți dimensionezi afacerea, nu pune pe cârca pietrenilor faptul că tu nu poți selecta, nu poți colecta selectiv tu și vii după aceea să crești prețul. Și alte motive, că s-a mărit taxa de depozitare și așa mai departe. Lucrurile astea trebuie să se întâmple pentru că piatra nu este un oraș în care fiecare face ce vrea. Este un oraș care este condus de o administrație cu niște consilieri care trebuie să ceară niște explicații celor care își desfășoară activitatea în Piatra Neamț pentru locuitorii din Piatra. De asta vă spun că oamenii sunt un pic debusolați, să știți, pentru că ei nu au fost reprezentanți cum se așteptau să fie reprezentați, să se lupte lumea pentru ei, să se bată, să facă proiecte, până și lucrurile astea mele care v-am spus, era important și e important să chem. Eu dacă va fi să ajung, eu să am o discuție cu operatorul, să întreb, de ce ai crescut tu? Adică o să mergem în cartiere să ne uităm, să vadă cum bătrânii, repet, oamenii în vârstă, care n-au forță să împingă, se chinuie să împingă... Trebuie să și ajungi în primul rând. Clapeta respectivă, să arunce gunoiul, să vadă cât de disciplinați sunt pietrenii. Și tu le crești prețul că tu nu colectezi tu selectiv. Nu-i corect. Asta vă spun, adică sunt niște anomalii care nu trebuie lăsate să se perpetueze, că altfel fiecare va face ce vrea. Vreau să vă spun ceva, un pic de istorie, apropo pe domeniul acesta. Să știți că Piatra Neamț este un oraș, ar trebui să fie, că a avut toate premizele, privilegiat din punctul ăsta de vedere. La Piatra Neamț avem o groapă conformă de gunoi. Deci, nu ca în restul județului, suntem singura localitate în care avem o groapă conformă de gunoi, obținută pe un program, avem primul program din România, a făcut primul program pilot în care pe o zonă a orașului s-a făcut colectare selectivă și primeau cetățenii saci. Deci, Pietreanu are asta vă spun. Instrucția asta. Asta vă spun. Și ce e cel mai grav? Domnul Bălânscu, acum mi-am amintit ce îmi spunea
m-am întâlnit cu un administrator și era atât de supărat și cătrăni și îmi spunea domnul Cuc, știți ce mă doare cel mai rău? Că în loc să îi cheme operatorul de gunoi să semneze actele adiționale, contractele pentru noile majorări, venea, culmea, asta mi s-a părut foarte ciudat, poliția locală și le spunea dacă nu îl semnați vă amendăm. Adică nu am nicio problemă, dar bă, haideți să ne apărăm oamenii noștri și să-i protejăm. Nu să folosim poliția locală, mă gândesc, ca un instrument de a pune presiune pe om să semneze un lucru care e dreptul lui să-l semneze sau nu. Adică el putea să ceară niște explicații. E dreptul fiecăruia să ceară explicații. Încă o dată, cum oamenii, când mergem pe străzi, ne întreabă, domne, de ce nu s-a făcut drumul ăla? De ce nu s-a făcut asfalt acolo? De ce nu s-a modernizat piața? De ce nu s-a pus o băncuță? De ce nu se pune gard? Este dreptul lor să întrebe, domne, de ce ne-ați crescut prețul și că nu-i vina noastră? Nu te duci să spui omului, bă, semnează că te amendezi. Culmea, și un organ care are alte atribuții. De a preveni infracționalitatea, de a combate infracționalitatea, de a patrula, de a asigura liniște și așa mai departe. În zonele unde au dânsii repere și eu sunt convins că sunt oameni buni care vor să-și facă treaba. Dar cineva i-a folosit greșit de data asta. Să vă spun ceva. Deci e o constatare, nu știu, și poate o să discutăm și pe această constatare. De multe ori, cei care au niște, care oferă niște servicii, culmea, plătite foarte bine, devin niște decidenți pe zona respectivă. Că sunt lăsați, domnul Valiu. Ați avut acest exemplu. Da, se duce, ăla spune dacă nu... Dar vă dați seama ce se întâmplă în momentul în care el se duce, poate la primărie, găsește un primar mai influențabil, și spune așa, băi, dacă nu mi-acceptați chestia asta, zici, eu nu mai strâng gunoiul. Eu vă spun că... Și ați trecut prin asta la minister. Da, asta vreau să vă spun. Eu am trecut prin multe metode de șantaj. Ăsta e șantaj. Dacă așa s-a întâmplat sau dacă se întâmplă, nu, e șantaj. Nu. Și eu am spus, dacă așa se întâmplă, ăsta e șantaj. Să știți că există nenumărate metode pentru a ieși dintr-o situație, să spunem, mai înghesuită un pic. Iar cea mai bună soluție este comunicarea. Transmisiile către popor, vorbitul cu poporul, explicat. Și eu vă spun că dacă cineva vine și pune presiune sau crește prețurile, să știți că un contract poate fi oricând reziliat. Și dacă se reziliază din vina celui care nu și-a făcut treaba, există și partea cu certificatul negativ constatator. Sunt multe metode. Dacă se recurge la un șantaj din partea operatorului, eu nu cred că este cazul. Nu cunosc firma respectivă, n-am discutat cu ei și eu v-am spus niște constatări pe care le-am văzut vorbind cu oamenii și la fața locului. Una din multele probleme care sunt în oraș. Și faptul că oamenii s-au simțit abandonați. E cel mai rău în viață să te simți abandonat de către proprii oameni pe care tu i-ai votat și ai crezut în ei. N-au așteptări, să știți, mari. Sunt lucruri care aș spune relativ mici. Dar să te vadă că ești lângă el, să te vadă că te bați, te lupți pentru el cu adevărat, nu să doar să mimezi, să spui da, lăsați că rezolvăm. Nu, eu nu sunt de acord cu chestia asta și ați văzut și când ocupam funcția de ministru. N-am tolerat niciodată abuzurile, n-am tolerat șantajul și nu am tolerat pe cei care nu și-au făcut treaba. Indiferent câți bani au dat la presă să mă denigreze sau să scrie povești fantastice despre mine. Am luat măsuri, am arătat cu dovezi. Când nu s-au făcut lucrurile, concret, contractele luate, nefinalizate, nici la jumate n-a ajuns cu ele și îmi cereau bani suplimentari că, domne, știi, s-a modificat costul la bitum și costul la forță de muncă. E problema mea că s-a modificat? Nu, tu când ai luat contractul? 2017, cât ai avea timp să-l faci? 12 luni. Păi suntem în 2019, băiatul, ai depășit cu 12-14 luni contract. Dacă eu n-am greșit și ți-am pus totul exact la dispoziție. Pentru ce mă pui pe mine să grevez și să bag populația la costuri suplimentare că tu ai o problemă de dimensionare a afacerii tale? Nu este problema mea, dar asta trebuie discutat. Astea sunt lucruri care, cum a spus dumneavoastră, dacă găsești terenul slab, păi vă spun un lucru. Toți văd în afacerile în general cu statul afaceri de succes. Într-adevăr, statul este un bun platnic și de la stat știi că tot timpul îți vei lua banii. Dar statul trebuie să și ceară. Și cum ceri? Te duci în teren la fața locului și vezi unde sunt sincopele. Și atunci știi ce să ceri. Că, repet, revin la ce m-ați întrebat prima dată când am deschis emisiunea. Dacă doar în campania electorală mergi la oameni, în rest nu te mai duci la ei, tu de unde să știi care sunt problemele în oraș?
De multe ori, consilierii și echipa apropiată a unui lider, vorbesc indiferent de funcția pe care o ocupă, poate fi benefică, constructivă sau poate fi foarte dăunătoare. Pentru că ei sunt cei care spun, totul e ok, stați liniștit, merge, lumea e mulțumită. Și pierzi contactul cu realitatea. Nu, nu. Am fost și ministru, am fost și secretar de stat. Am ascultat, am stat tot timpul la masă cu toții, am ascultat, dar după aceea m-am dus eu să văd cu ochiul meu. Pentru că ochiul stăpânului îngrașă animalul și îl crește bine, cum trebuie. Până nu mă conving eu că lucrurile merg așa cum trebuie, poate să-mi zică 100 de prieteni, 100 de consilieri, 100 de persoane că lucrurile merg bine. Da, domnul Iacoban, care este percepția la nivelul populației pentru vis-a-vis de programul propus de candidatul pe care îl susțin? Eu vreau să încep, domnul trecem Vale, la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Cu altceva. Vreau să spun o dată și cred că n-am să mai repet, ca să dispară această percepție care încerc să o pună alții pe candidatul de primar, pe Răzvan Cuc, că nu este de aici. Vreau să spun că se construiește în lumea asta, inclusiv în România, cu oameni care nu au numai decât legătură cu să fi născut pe locul respectiv, cum și domnul Valentin Bălănescu nu e petrean, cum și domnul, și care face emisiuni foarte bune și un ziarist de succes, și nu numai ziarist, așa, cum în orașul ăsta avem foarte, foarte mulți oameni veniți cu industrializarea, cu dezvoltarea chimiei. În anii 80 eram orașul al doilea din țară după Câmpina, cu oameni cu studii superioare la 1000 de locuitori și care a adus foarte mulți oameni din afară și care au făcut istorie și au dezvoltat orașul. Azi, dacă ne uităm așa numai medici care avem din Republica Moldova, domnul Ciuchilan, domnul Oprea, de la ortopedie, pe domnul Echim, de la, care are rețelele de farmacie, este un ardelean, care îl știți foarte bine și care eu cândva vorbeam la televizor să cumpărăm de la Ardealu, dacă vrem să ne rămână bani în oraș, nu ca la Agricola Internațională, să-i ducem la Bacău. Făceam un apel către cetățeni că e bine să avem banii noștri aici. Vreau să spun lucrul acesta, ca lumea trebuie să înțeleagă că această diversiune făcută de unii dintre candidați și probabil și oamenii din jurul lor e o chestiune falsă care nu are nimic de a face cu dezvoltarea și cu binele orașului. E probabil cu binele personal să nu-i deranjeze nimeni. Fiindcă, sigur, Răzvan Cuc, cum am mai spus într-un material cândva, o săptămână trecută, nu vine cu gașca nimănui, nu vine cu neamurile, nu vine cu rudele după aici, nu vine cu nu știu ce obligații din spate, nu vine să astupie că aia nu s-a făcut sau s-a investit prost, vine să facă treabă. Și lucrul ăsta câteodată deranjează. Știți că lumea s-ar putea chiar fi o parte din oameni care țin de primărie să fie puși la treabă. S-ar putea să dezvoltăm locatul la alt nivel, după cum am discutat cu domnul ministru, s-ar putea ca parcările barem 15 minute să fie gratuit ca omul, dacă oprește câteva minute mașina, să duce să-și ia un buchet de flori sau un medicament, să nu-i punem imediat amendă. S-ar putea să facem niște lucruri, să dezvoltăm niște societăți, inclusiv locatul și public servul la alt nivel. S-ar putea ca public servul cu Drupo să facă un simbioză care să fie în beneficiu și a județului și a municipiului. S-ar putea, apropo de om, directorul de la public serv este cumva petrean sau e din Republica Moldova? Avem ceva cu dumnealui? E ceva rău în lucrul ăsta? Sau oamenii noștri care s-au ales în consilii în Spania sau în Italia? Sau primarul român care a fost ales în Germania? Nemții care sunt atât de reși și reticenți, de ce l-au ales? Pentru calități. Nu l-au ales pentru că, în general, noi așa-i percepem pe nemți. Că sunt reși, că sunt distanți, nu. Sunt corecți. Ei sunt corecți și în momentul când văd un om de calitate și că face treabă, pe ei nu-i interesează. Nu se uită la ce scrie pe locul de naștere. Am din partea unei telespectatoare care este extrem de imparțială și extrem de critică cu toată lumea, o întrebare pentru domnul, cu care se leagă de ce spunea domnul Iacoban acum.
De domnule Cuc, eu am combătut într-o emisiune precedentă, tot în comentarii, afirmația că nu sunteți potrivit pentru orașul nostru, pentru că nu sunteți din partea locului, invocând că în mediul privat se apelează frecvent la conducere importată, importată între ghilimele, pe baza meritelor. Și aici vă întreb pe dumneavoastră și vă întreb cu toată seriozitatea, care sunt meritele dumneavoastră? Pentru că, până la urmă, aici se rezumă discuția. Ce vă recomandă pentru această funcție? Și descrieți un proiect dezvoltat și implementat de dumneavoastră. Deci, aceștia sunt cititorii, ascultătorii, telespectatorii care chiar vor să discute la modul serios. Eu încerc să elimin extremele din aceste comentarii și mie mi se pare de foarte bun simț. Un om care, chiar într-adevăr, a spus, ai lăsat-o chestia asta cu venitul, cu plecatul, cu nu știu ce, dar care vă întreabă direct, dom'le, ce vă recomandă? Cum era în filmul acela, am uitat. Da. Pe ce te bazezi, da. Ilie Moromete? Vreau să vă spun că întrebarea este foarte pertinentă și mulțumesc. Cum a spus și domnul Iacoban și cum a spus și dânsa, doamna care a adresat întrebarea, într-adevăr, de multe ori se apelează la oameni care au făcut proiecte și să dezvolte proiecte. Primăria nu este un loc în care să te duci și să te formezi în administrația publică. Este un loc în care, în momentul când te anunți, cum v-am spus, în a doua zi trebuie să știi ce vrei să faci ca și proiecte. Spre deosebire de cei care mă contestă, da bine, asta pot să înțeleg că și-au făcut strategia de campanie, ei nereușind să vorbească de proiecte fezabile și concrete, ce au zis? Hai să-l tocăm pe Răzvan Cuc pe subiectul ăsta. Ce spunea doamna? Eu am dezvoltat și am implementat proiecte. Proiectele de infrastructură, spre deosebire de alte proiecte, presupun o perioadă mai lungă de timp. Nu se pot face autostrăzi, drumuri, centuri de ocolitoare peste noapte. Dar aici aș menționa așa, dacă tot vorbim de proiecte, am să mă leg de proiectele de la nivel național și să încobor la nivelele locale. Și doamna poate să verifice dacă eu... Asta îmi spune, sunt cu mâna pe mouse. Da, doamna poate să verifice tot ceea ce spun eu acum. În 2017 România suferea de proiecte de infrastructură, nu avea proiecte de infrastructură. Și noi am avut două obiective, atragerea de fonduri europene și crearea de predictibilitate pentru constructorii români. Eu mi-am dorit și îmi doresc ca, constructorii români să crească și să înceapă să construiască numai ei să fie titularii de contracte în România. Și ca să creăm predictibilitate, ce trebuia să se întâmple? Trebuia să lansăm proiecte ca să știe fiecare cum își dimensionează capacitatea de lucru. Deși, culmea, toți constructorii care vin din afara României în România nu vin cu echipamente, cu forță de muncă, ci subcontractează în România, am zis că este normal să dăm cezarul cei al cezarului și să ridicăm firmele care lucrează, adică firmele românești. Pentru că în România lucrează numai firme românești. Dar, din păcate, mare parte din ele nu sunt titulare, nu sunt cele care câștigă contractul. Ajung sub contractul. Bun. Și acum doamna poate să verifice. În 2007, în primul proiect, știți ce m-amuz? Mă uit acum, ca o paranteză, cum se duc alții și se laudă pe șantierele și pe proiectele pe care eu le-am semnat, șantierele pe care le-am deschis. Repet, proiectele de infrastructură durează de obicei undeva între 24 și 48 de luni ca să le implementezi. Primul proiect pe care l-am scos, să-mi amintesc și acum, în martie 2017, a fost o nouă centură pentru Timișoara. În luna aprilie am scos un proiect pe care nimeni nu credea furată că îl va vedea făcut în România. Un proiect care va deveni fanion ca și construcție în România, și anume podul de la Brăila. O lucrare de 500 de milioane de euro, 488 de milioane de euro. Concomitent am scos la licitație și drumurile de mare viteză, Constanța, Tulcea, Brăila, Galați. Pentru că dacă ne-am uitat, un alt aspect, când m-am uitat pe harta de autostrăzi, am văzut că Ardealul era plin de autostrăzi, Banatul. În schimb, Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia n-aveau nimic. Deci trebuia să scoatem proiecte. După care am scos Sibiu-Pitești, Pitești-Craiova, Sibiu-Pitești autostradă, Pitești-Craiova drum de mare viteză, centura Bucureștiului la profil de autostradă, nu să vin în proiectele mici. După care am scos la licitație multe componente din autostrada Transilvania, suplacul de Barcău Borș, care se și lucrează și am reușit o firmă românească să câștige licitația și să ne mândrim să avem constructori care să lucreze și acolo. După aceea m-am dus către Moldova, am venit. Către Moldova trebuia să lansăm, pentru că, într-adevăr, pe Moldova era o penurie, o lipsă de proiecte. Și am început
În primul rând cu autostrada Moldovei. Ploiești, Buzău, Bacău, Focșani, Pașcani, Suceava și Siret. Chiar acum ar trebui să termine studiul de fezabilitate și proiectarea pentru aceste proiecte și să lanseze execuția, dacă reușesc băieții ăștia să mai termine ceva. În schimb, ce am gândit, că tot vorbim pentru Moldova, am gândit să facem o conexiune mult mai rapidă care să o putem construi în următorii ani, care, deși în master planul de transport trebuia să fie implementată în perioada 2020 și 2030, am zis să tragem proiectele mai aproape și să le implementăm. Și aici încep să vorbesc de proiectele locale. Am dat drumul concomitent la drumul de mare viteză, drumul expres la profil de autostradă Piatra Neamț-Bacău, Bacău-Brașov. Ca să spun așa, supărarea mea e următoarea. La Bacău am reușit să facem o centură. Și ați văzut că în proiectul meu am spus că vom face o centură și la nivel de oraș, de piatră. N-ai cum să ai o descărcare în momentul în care îți vine pe un drum expres traficul cu o viteză să descarci într-un drum în municipiu, că ai obturat totul. Trebuie să ai o centură care să ocolească și eu am lucrat la un material care o să-l prezint într-o conferință de presă. O să o anunț cu proiectul viitoarei centuri a municipiului Piatra Neamț. Proiect făcut, lucrat cu ingineri de specialitate, practic un studiu de fezabilitate pe care îl voi pune la dispoziție, gratuit, cu titlu gratuit, celor care vor câștiga licitația să facă acest studiu, pentru că ce mai trebuie făcut la el față de cum va fi prezentat sunt cu variante de traseu, cu studii de trafic, cum se face profesionist un proiect pentru un obiectiv. Îl voi pune gratuit. Ce mai trebuie să facă? Vor mai fi forajele care vor trebui să le facă pe terenul unde va urma să fie construit pentru a determina calitatea solului și să vedem cu ce trebuie venit. Deci proiectele pe care le-am lansat sunt proiecte de anvergură, proiecte mari, proiecte care fac cinste și dezvoltă economic România. Un alt proiect pe care cred că este mega știut și cunoscut în județul Neamț și cred că și de către Petin este DN15 Bicaz-Poiana Lahului, de care am vorbit de nenumărate ori și cu dumneavoastră și cu toți jurnaliștii de bună credință din acest oraș. Și dacă tot vorbim de lucruri concrete, doamna se poate documenta și să se uite inclusiv pe alocările bugetare pe care le-am făcut. Alocări de peste 100 de milioane de euro pentru județul Neamț, pentru drumuri, pentru infrastructură, modernizări. Din păcate, mi-aș fi dorit să fie finalizat DN15, dar din păcate, datorită, a spune, răutății, că altceva n-a fost răutății, s-a dorit blocarea acestui obiectiv, tocmai, nu știu ce au crezut cei de la PNL că vor obține, dar din punctul meu de vedere s-au făcut de râs, pentru că știți ce mă așteptam eu să văd? Și doamna ar putea să întrebe chestia asta, să întrebe pe actualul primar al municipiului. Câți bani a primit domnia sa, că eu am explicat proiectele și eu știu ce alocări s-au făcut anul trecut, câți bani a primit domnia sa de la administrația liberală, dânsul fiind primar PNL? Mă rog, domnul Chidiri, acum candidează la alt partid. Aici se arată cât de mult le pasă de dezvoltarea comunităților și de proiecte și de dorința de a ajuta oamenii. Pentru că ei au învățat un lucru, din păcate, cei de la PNL. Au învățat decât să fie foarte tupeiști, să atace tot timpul, dar să nu vină cu proiecte, cu soluții concrete. Dacă vrei să dezvolți ceva într-un oraș, într-un județ, prima condiție ca să faci proiecte trebuie să ai bani. Dacă nu știi să aduci bani în localitatea din care ești, mai bine, nu știu, fă un pas în spate și vezi de ocupă-te de alte lucruri și lasă-te de politică sau de primar. Nu merge așa. Nu merge să blochezi proiecte și, repet, la primarul tău să nu-i dai nici măcar, nu știu, o sumă, o alocare bugetară ca să facă o stradă. Sau să înceapă și el să modernizeze o parte din sistemul de, că tot îl avem pe domnul Iacoban, o parte din sistemul de alimentare cu apă, o parte din sistemul de canalizare și așa mai departe. Vino cu proiecte. Deci, proiectele pe care le-am menționat sunt proiecte de miliarde de euro pe care le-am lansat și le-am pornit pentru România. Sunt proiecte care se văd fizic, se lucrează. Mă bucur că am reușit să ridic constructori români. Regret că n-am putut să-mi duc până la capăt mandatul ca să văd în sfârșit că în afară de Umbrărescu și în afară de Trameco care lucrează pe autostrada Transilvania și Umbrărescu care lucrează la Bacău, bine, și lucrează și la drumul de mare viteză Pitești-Craiova,
n-am reușit să văd și alte firme românești care vin în asociere și câștigă obiective majore. Aici vorbesc de infrastructură mare, autostrăzi și așa mai departe. Se poate face lucrul ăsta, dar mă îndoiesc că o va face actuala guvernare, care nu este în stare, din păcate, să dea măști la populația defavorizată care nu își permite să cumpere măști. Da, alte întrebări, puteți interveni oricare dintre dumneavoastră. De exemplu, sunteți întrebat, domnul Răzvan, cum vedeți dumneavoastră voluntariatul vis-a-vis de relația cu autoritatea publică locală? Și o întrebare pe care eu de acum o să o adresez fiecărui invitat, consider că este extrem de importantă, este tot așa, eu primesc de la telespectatori. Cum vedeți problematica integrării romilor în societate și nu mă refer la cei romi care deja sunt integrați, ci acele categorii care, din păcate, încă sunt extrem de marginalizate sau automarginalizate, ca să fim foarte cinstiți. Și vă rog, oricare dintre dumneavoastră... Cea de-a doua întrebare mi-ați mai adresat-o, dar răspund cu mare drag din nou. Vă adresez în fiecare... Eu cred că este un lucru extrem de important. Foarte, întrebați-mă absolut orice vreți dumneavoastră. În primul rând, voluntariatul. Cred în voluntariat și cred în oamenii onești care fac voluntariat. Cred în doamna Carmen Suciu, care este o femeie extraordinară. Am participat la o acțiune de voluntariat cu dânsa. Astfel de oameni trebuie susținuți. În schimb, da, am un ghimbe, un ghimbe foarte mare împotriva oamenilor care și-au făcut ONG-uri și căpușează bugetul primăriei și nu fac altceva decât să-și dezvolte ei propriile lor afaceri, propriile ONG-uri ca propria afacere. În schimb, oamenii pe care îi văd că sunt deschiși, luminoși, la suflet, care vor să ajute prin felul lor de a fi, să știți că vor găsi tot timpul un corespondent exemplar în mine, și dacă voi câștiga primăria, și dacă nu voi câștiga primăria, și voi sprijini acțiunile astea de voluntariat. Am spus-o și o repet, nu vreau, voi sprijini din umbră, nu vreau să mai merg la acțiuni, pentru că nu este normal. Un om politic, dacă vrea să facă un lucru, trebuie să-l facă și punct. Nu trebuie să mergem și să spunem, domnule, am ajutat și uite, acum în campanie, nu, trebuie să ajuți și după campanie și trebuie să ajuți tot timpul, dacă ăsta e felul tău de a fi. E, aici vă spun că o să reunesc, vă spuneam în emisiunea trecută că o să facem un comitet economic-social în care să discutăm problemele economice și problemele sociale. La fel o să fac un comitet care să funcționeze pe partea de voluntariat și pe partea de ajutor. Să facem o inventariere, să știm exact cum stau pietrenii, să știm care au probleme, deși este o structură în cadrul primăriei care se ocupă de lucrul ăsta, dar de multe ori vă spun că nici ei nu cred că au posibilitatea să ajungă la toate cazurile. Și atunci trebuie lucrat cu toată lumea. Nimeni nu trebuie omis și nu trebuie să rămână nebăgat în seamă, în sensul că orice punct de vedere, orice discuție naște un progres. Și cu atât mai mult cât, repet, am văzut oameni de foarte, foarte bună calitate, eu îi voi implica masiv, masiv în dezvoltarea proiectelor, nu numai de ajutorarea persoanelor nevoiașe, inclusiv în proiectelor de integrare a rămurilor în societate, pentru că oamenii ăștia au niște idei și o disponibilitate la muncă extraordinară. Să știți că cetățenii de etnie romă sunt oameni calificați care vor să muncească, numai că trebuie să le dai șansa. Sunt oameni care lucrează foarte bine materialele feroase și aici trebuie sprijiniți, trebuie incluși, și, mă rog, nu numai persoanele care au, bineînțeles, peste 18 ani, și celelalte persoane și minorii trebuie aduși, trebuie băgați în centre speciale care să le inoculeze valori morale deosebite, astfel încât să poată să-și continue un ritm normal în viață. Mă uitam la nivel de județ, să știți că domnul președinte Arsenea a acordat o mare atenție problemei acesteia și a alocat sume. Asta nu poți să faci lucrurile astea. 4 milioane de euro. Astea, lucrurile astea nu se pot face fără alocări bugetare. Adică, dacă noi credem că și voluntariatul merge etern, fără a avea niciun fel de stimulare, un loc de stimulare, nu mă refer să te-a pus să angajezi cu neminuita, vorbesc o locație unde se întâlnească oameni. Nu știu, la un etaj ai o echipă de formare profesională, la un etaj ai să găsești o mică, deschizi o mică școală de meserii, să înveți oamenii, pe alt palier. Adică trebuie să scriitorii faci... Scriitorii de proiecte, pentru că ONG-urile trebuie încurajate să facă domnul propriile Bălânescu, proiecte. Credeți-mă ce vă spun. Sunt ONG-uri, repet, jos pălăria în fața unor ONG-uri și sunt niște ONG-uri meschine, care inclusiv în perioada de pandemie au luat bani
de la, în timp ce alții chiar făceau voluntariat și se duceau la oameni din banii care îi strângeau de la diverse persoane private și duceau și așteptau, alții luau bani de la primărie și își făceau propriile afaceri și luau măști la suprapreș și așa mai departe. Asta nu mi se pare corect. Deci ori ajungi în mod unitar pe toată lumea, ori ajuți doar pilele de partid pe care vrei să le sprijini și ajutorul nici nu mai ajunge unde trebuie, din păcate. Vreau să intervin un pic pe această chestiune a integrării romilor pe un alt palier. Se și poate verifica în prima emisiune care am avut-o despre apă, a doua, prima am avut-o aici la dumneavoastră, am spus foarte clar că e o problemă, fiindcă s-a ridicat la noi, la Apa Servă, această chestiune, inclusiv la Roman, ce facem cu zona aceasta unde sânul este populată de rom și că nu achită și așa mai departe. A zis, aceste probleme sociale le rezolvă Apa Servă prin primărie. Primăria poate acorda, chiar dacă face dosar cu dosar, poate acorda ajutor social, în ghilimele, în sensul că poate sprijini comunitățile acestea. Nu-i putem lăsa fără apă, fără condiții de igienă. De aici trebuie să pornim. Trebuie să le asigurăm, în primul rând, un nivel civilizat de trai și de existență. Și după aceea trebuie să facem următorii pași. Să vedem școlarizări, să vedem copiii de mici ce fac, să vedem mediul în care se dezvoltă și ceilalți să vedem cu ce îi ajutăm ca să aibă un mijloc de existență. Că el, fără să aibă un mijloc de existență, normal că îl scoți pe stradă și îl duci undeva să facă abuzuri, să ajungă în alte locuri decât cele care trebuie să fie într-o societate civilizată. Deci lucrul acesta este în gândirea și a noastră în ce privește activitatea de primărie și în ce privește compania de apă, care rezolvă, să zic, probleme minimale de igienă personală și de asigurarea cu apă a acestor comunități, a acestor zone care sunt defavorizate și de soartă și câteodată și de noi, cei care conviețuim împreună. M-ați întrebat despre proiecte și atunci am vorbit un pic despre domnul. Vreau să aduc în atenția publică că o serie de proiecte, chiar dacă sunt de mică învergură, sunt foarte utile pentru cetățeni și foarte importante pentru orașul Piatra Neamț. Ne-am gândit, această echipă s-a gândit să dezvoltăm și o stradă, sunt câteva clădiri aici care au fost văzute, care pot cândva să devine aici o stradă a muzeilor. Aici, în orașul Piatra Neamț, dacă vrei să te duci, să duci copiii la Muzeul de Istorie, trebuie să-i alergi în vreo trei locuri și unii să plictisesc și alții să-l închise. De văzut, într-un viitor, pentru o gândire sănătoasă în ce privește dezvoltarea turismului și a circulației turistice în orașul nostru, să concretizăm acest lucru. Sunt clădiri care pot fi achiziționate, sunt clădiri care sunt scoase la vânzare. O știți încoace pe toată strada care merge de la muzeu până în ieșirea spre variantă, da. Spre variantă. Sunt idei care eu cred că vor fi de succes și sunt legate de micile proiecte ce înseamnă dezvoltarea turismului în orașul nostru, în afară de marele proiect care este prins în programul de campanie. Apropo de proiecte mari și mici, important este să nu rămână la nivel de idei, da. Să se și realizeze. Deci asta vreau să spun, apropo de proiecte mari și mici, și emisiunea asta are un proiect, timpul este pe final, așa că vă rog, domnul Răzvan Huc, mai amintiți odată proiectele noastre, pentru că așa este corect într-o emisiune de acest gen, ca să avem un final, cum să spun eu, bun pentru candidat și echipa lui. Proiectele le voi aminti numai că proiectele sunt foarte mari la număr și trebuie să le acordăm o atenție deosebită tuturor proiectelor. Aparte de problemele care intră în competența primăriei, ce vă spuneam, legat de străzi, iluminat, garduri, bănci, curățenie și așa mai departe, noi ne-am propus să dezvoltăm orașul Piatra și să redobândim acel statut de perla Moldovei și pentru acest lucru este nevoie de câteva componente esențiale. Prima componentă este infrastructura. Odată cu infrastructura poți vorbi și de dezvoltarea turismului
Și aici vorbeam, știți foarte bine, la infrastructură de centură, de drumul expres, Piatra Neamț, Bacău, proiecte pe care, de altfel, le-am început cât eram ministru în 2019. Dacă vorbim de dezvoltarea turistică, vorbim de această bogăție de Cozla pe care o avem aici și trebuie să o fructificăm cu cel mai modern centru spa și de tratament, cum spuneam, nu din România, ci din Europa, care să atragă cât mai mulți turiști. Și în ultimul rând, dacă tot vom avea infrastructură, trebuie dezvoltat și un nou parc industrial ca să genereze creștere economică, locuri de muncă, dar aici trebuie să asigurăm neapărat și facilitățile fiscale, mare atenție, locale, nu naționale, locale, ca să atragem investitori, pentru că nu poți să ai unul dintre cele mai mari impozite pe clădirile nerezidențiale în condiții în care nici în centrele care sunt foarte dezvoltate, vorbim aici de alte orașe, Fanion la parcuri și gen Cluj și așa mai departe, au impozitările mult mai mici, tocmai pentru a atrage investitorii. Astea sunt principalele patru proiecte, dar la astea se lipesc foarte multe alte proiecte, așa cum spunea și domnul Iacoban, proiecte de modernizare a piețelor, parcări, locuri de joacă. Deci îmi doresc ca la, nu știu, 3 scări de bloc să existe un loc de joacă în perioada următoare, dacă mă va ajuta Dumnezeu și prietenii să câștig primăria, să facem astfel încât părinții să știe copiii în siguranță și nu numai lucrurile astea. Și o să intervenim și pe prețul apă, o să intervenim pe toate componentele care deranjează pietrenii. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dacă mai dorea domnul Iacoban să spună două cuvinte. Nu mai doresc să spun două cuvinte, voi am mai mult. Eu sper că după campanie să mă invitați într-o emisiune. Vă vorbesc despre poligonul auto care vrem să facem de acolo un loc pentru tineret, unde tine, copii, părinți, până nu ești limită de vârstă. Poți să mergi și eu, că după încet, încet dai mintea copiilor, știți cum să zice. Sufletul contează. Dar acolo vrem să facem, este în proiectul nostru, să facem o zonă pentru copii, cu părinți tineret, să meargă cu role, cu plăci, cu săcațere, să joace tenis, o mică amfiteatru, dar nu povești. Nu. Adică o scenetă cu scaune, să stea părinți unii copii să reprezinte, să vină cu învățători, cu profesori, în capătul... Un loc de socializare. Socializare, și dar numai pentru părinte și copil. Părinte și copil. Bunici. Bunici și oportunitățile se vor analiza și proiectele se vor face. Teama mea nu este că nu putem genera proiecte. Singura teamă pe care o am este, cum a spus și în cadrul emisiunii, timpul. Timpul este limitat, iar așteptările, oamenii au așteptat foarte mult timp, să știți. Și așteptările lor sunt destul de... depresante, în sensul că vor să se întâmple lucruri rapide și noi asta trebuie să găsim metoda, să întâmple lucrurile cât mai rapid, să implementăm proiectele astfel încât oamenii să poată fi satisfăcuți și să aibă un grad de viață, un standard de viață confortabil, să se simtă bine că trăiesc în piatră. Vă mulțumesc pentru că și aici la noi timpul este o problemă. Iată că mulțumesc avem o oră. Noi. Vă mulțumesc, vă doresc și dumneavoastră succes ca tuturor celor care vin în această emisiune. Oameni buni, aceasta a fost cafeaua de astăzi. Mâine vedem cu cine continuăm. Cele bune, la revedere!